Uitați de concediile tradiționale, vara asta se poartă vacanțele de aventură. Costă de la 355 de euro până la 770 pentru o persoană. Vorbim aici despre concedii în Grecia, în care pe lângă cazare și masă puteți să învățați să practicați kitesurfing sau să faceți scufundări. Stăm o săptămână pe ea, în fiecare zi suntem pe altă plajă, începem să ne dăm principiul timpul zilei, începem să facem sporturi pe apă, cum ar veni kitesurfing, snorkeling, ne scufundăm ușor, ușor, după care, pe la ora 3-4, începem să navigăm până la următorul port de destinație. Dacă anul trecut agențiile vindeau doar câteva sute de astfel de pachete, anul acesta cererea a fost de 10 ori mai mare. Pentru doar 355 de euro aveți asigurată cazarea, masa, dar și lecțiile cu un instructor de navigație în Grecia. Ce vacanță v-ați cumpărat? În Lefkada, pentru partidă de kite sailing. 355 de euro. Reducerea acum ar fi, am înțeles, vreo 40 de euro, 40 de euro, vreo 20%. Pentru mai mulți bani și condițiile se schimbă. Dacă plătiți 7 euro, puteți beneficia de 7 nopți de cazare pe iaht, masă și lecții de kitesurfing pe litoralul grecesc. Oferta este variată și pentru copii. Agențiile s-au reorientat către litoralul bulgăresc și grecesc. Pentru un loc într-o tabără, prețurile pornesc de la 185 de euro și ajung la 250 de euro. Ce ați ales pentru copilul dumneavoastră în această vară? Tabăra de vară de la Nesebar, Bulgaria. Cât costă o astfel de vacanță? 185 de euro pe persoană. De ce alegeți o tabără și nu faceți un concediu cu întreaga familie? Nu există posibilitatea de a face concediu în familie. Cum vi se pare prețul? Sunt reduceri? Nu, sunt rezonabile și copiii pot să aibă diverse activități, pot să facă cursuri de limbă engleză, pot să facă cursuri de dans. Dacă vă cumpărați din timp vacanța, reducerile oferite de agențiile de turism ajung și la 15%.